Regăsit, dragi telespectatori, tot eu, Aura Stoienescu, sunt gazda dumneavoastră la emisiunea Rădăcini. Colegul meu, Cornel Șomocu, a fost reținut la școală, nu vă gândiți în altă parte, este și director de școală, are centru de examinare, știți că sunt multe examene în perioada asta, motiv pentru care m-a rugat să mă ocup eu și de emisiunea Rădăcini în această seară, dar nu sunt în necunoștință de cauză, pentru că, dragii mei, la emisiunea Rădăcinii discutăm cu un personaj foarte interesant. Este vorba de profesorul Ion Elena. Bună seara, bine ați venit! Bine v-am regăsit pe dumneavoastră și telespectatorii ENSAR TV. Spun că nu sunt pe din afară de subiect, pentru că domnul Ion Elena este colaboratorul nostru la Vertical și asta este motivul pentru care a fost invitat în această seară, pentru că dumnealui are o rubrică foarte interesantă, se numește Imagini în cuvinte, așa cum este și titlul emisiunii de astăzi. Și în această rubrică permanentă pe care dumnealui o susține voluntar la Vertical, și vă mulțumim pentru asta, cu plăcere, are niște reportaje așa tip Joe Bogza. Și vreau să vă spun, domnule Ion Elena, nu știu dacă v-am spus până acum, că am fost felicitată pentru faptul că v-am oferit acest spațiu în Vertical pentru a scrie aceste reportaje literare, efectiv. Da. Adică chiar vă duceți spre literatură fără drept de apel. Chiar Joe Bogza de Gorj sunteți, așa cum Șomâcu este Mircea Badea de Gorj când la emisiunea Panoramic. Da. Felicitări pentru, din partea cititorilor, pentru aceste deosebite reportaje pe care după aceea le prindeți în niște cărți. Da. Adică nu faceți plagiate, da, dumneavoastră? Furtul intelectual nu mă caracterizează și sunt și un critic foarte riguros al celor care încearcă să fure măcar idei, dar și să mai fure și texte. Texte integrale. Nu, eu sunt adeptul originalității și al autenticului în tot ceea ce facem. Vă felicit pentru asta și acum să ne ducem spre rădăcinile reportajelor dumneavoastră, pentru că sunt foarte interesante din multe zone ale județului și chiar din țară. Da. Și aș vrea să plecăm de la rădăcinile dumneavoastră, pentru că de multe ori ne regăsim în copilărie pasiunile pe care le transmitem mai departe în acțiunile pe care le facem. Ați avut astfel de aplecări către literatură, către cercetare, către documentare în copilărie? Cum? Sau în timp, ulterior, cenacuri literare, știu eu, participări? Toate acestea se construiesc pe ceva nativ, care vine de la natură, este vorba despre talent. El trebuie descoperit și după aceea trebuie lucrat, nobilat. Dacă nu este lucrat, talentul se stinge încet, încet. Și mai este și șansa contextului social, eu știu, educațional, vocațional chiar. Eu am avut această șansă. M-am născut la Padeș, într-o familie de oameni modești. Mama vine dintr-o familie de țărani moșneni ai locului din zona Sohodol Tismana, 10 copii la părinți. De acolo sunteți, de la Sohodolul de Tismana? Da, tatăl... Am scris un reportaj frumos despre Sohodolul de Tismana, satul ăla dintr-o vale, dintre munți. Despre Sohodol se poate vorbi foarte, foarte mult. Dumneavoastră l-ați scris mult încoace reportajul, dar când l-am scris eu... Cred asta că era e, prin anii că 70 și... Asta l-a descoperit înaintea mea. Că acolo... Da, o ramificație a mea dinspre mamă este în Sohodol, satul Basarabilor, cunoscut în istorie. Da. Aici sunt rădăcinile domnești ale lui Matei Basarab, domnitorul de la Curtea de Argeș. Și Padeș e, să zic așa, vatra dinspre tată. Familie cu 6 copii, la fel oameni modești, dar donnici de cunoaștere, oameni curați la suflet, la sentimente, la preocupări, oameni care și-au câștigat existența prin fapta lor, prin munca lor, prin gândul lor. Am avut șansa ca la școală să am profesori deosebiți, profesori cu vocație. La Padeș. La Padeș, da, în anii
70, Puteți să ne dați 66, niște nume, așa? 70, printre profesorii de limba română pe care i-am avut acolo în debutul lor profesional. Îmi amintesc de profesorul Constantin Stana, a fost inspector școlar și director la școala Constantin Săvoiu. Profesorul meu de matematică, mi-aduc aminte că în vremea respectivă și făcea cursurile universitare la Timișoara, era student, dar foarte preocupat. Înainte de a merge la examenul de admitere în liceu, nu exista nicio culegere din vremea respectivă. Erau trei culegeri de matematică, Arimescu, Gheba și Țiu, din care să nu am toate exercițiile și problemele rezolvate. Deci și la matematică Da, vă pricepeți. sunt absolventul școlii generale, să nu par lipsit de Mai era și modestie. Olivoto, parcă. Și olivoto, da, și pe acela, da, iată, mulțumesc. Cele patru culegeri mi-a spus, ai toate problemele și exercițiile rezolvate, nu ai dificultăți la admitere la liceu. Cum să vă spun, mi-a plăcut să învăț, învățătura, cunoașterea. La noi în familie se asculta Europa Liberă și Vocea Americii, eram un Vai de înverșunat. capul meu! Da, se asculta. Și deci ascultam pentru că veneam în contact cu anumite știri despre știință, artă, cultură, care la noi erau Muzică! cenzurate, muzică, da. Aveam preocupări de extracurriculare, în afară de informația pe care o primeam la școală prin curiculă. Căutam singur sursa de informație pentru că îmi plăcea să citesc. În afară de cărțile pe care le luam de la bibliotecă, tatăl meu era abonat la ziarele Vremii, Scânteia, căutam informația științifică și acolo vreau să vă spun că din clasa 5 aveam preocupări de a-mi întocmi un fel de album al Vremii în care selecționam eu informația valoroasă pe diferite domenii, începând cu cultură, sport, știință, Adică un fel de revistă, așa. da, un fel de enciclopedia Vremii. Enciclopedie, ce Da, frumos. Și mai aveți? le am, sunt Le 8 aveți? volume, da, se termină cu impresiile de la absolvirea liceului pedagogic. Cum am ajuns, sunt multe povestioare care între timp au devenit legende, cum am învățat eu să cânt pe o vioară adunată de prin podul vechi al casei de lăutarul din sat, cu el am învățat să cânt la vioară, Știți să cântați la vioară? da, am făcut liceu pedagogic, liceu vocațional, am fost în taraful liceului. M-am respectat, am avut profesori de elită la vioară. Doamna Lucia Crăciun este pensionară în momentul de față, poate să confirme. Domnul Cioroianu Vasile, domnul Păzan, care acum este la Conservatorul din Timișoara. Ce interesant. Da. Și tot în gimnaziu, această aplicare și această pasiune spre scris mi-a fost descoperită de profesorul Stana și susținută prin observare, prin monitorizare, prin orientarea spre lectură, chiar și spre presă. Primul articol în ziar l-am publicat când eram în clasa 8-a, în 1972, pe 2 aprilie. E mult de atunci. Dar vreau să vă întreb, eu am avut un profesor de română, Stana Constantin, care a fost inspector general sau inspector de limba română la un moment dat. Da, despre dumnealui este vorba. Despre dumnealui este Da. vorba? Știu că nu mai Nu a fost trăiește. inspector general, a fost inspector pentru limba Pe și limba și literatura literatura română. română. Da. Și nu mai trăiește. Nu mai trăiește. Deci este vorba de același om, a fost dirigintele meu, profesorul meu de română și mi-a insuflat dragostea pentru literatură. Este vorba despre același om de școală, aș spune. Extraordinar. Mă Mai avem gândeam că e o și... coincidență de nume. Nu e o Dacă mi-a coincidență, este spus o că a fost și realitate. inspector, zic Da, eu, trebuie este o să fie. realitate. Extraordinar. Nu aș vrea să cred că ni se Am plâns când împuținează am auzit că oamenii a de murit. școală, oamenii cu profundă trăire pentru științele Știu că se educației. așeza cu fundul pe prima bancă, că știți că în prima bancă nu stătea nimeni, și așa frumos ne povestea și ne vorbea de... Stăteam cu toți așa, cu gura căscată la el. Deci, efectiv, un dascăl și un pedagog extraordinar care îți băga materia cu drag, adică o învățai cu drag. Ți-o băga în cap atât de frumos, încât n-aveai cum să nu o înveți și n-aveai cum să nu o îndrăgești.
Dar nu pot să nu amintesc cu acest prilej faptul că în timpul activității în taraful liceului pedagogic am avut-o ca și dirijor și profesor pe doamna Trașcă, pensionată de la Școala Populară de Știu, Artă da. și actualmente retrasă la domiciliul din Runcu. Runcu, da. Da. Doamna Apropo Aurora de Tarcă, nu? profesorul meu de limba română, Stana, iată cum profesorii sunt cei care generează valorile. Tot Da. școala rămâne, dar școala Făcută cu drag și recunoscută, făcută de cu... oameni de școală, oameni Da, cu vocație exact. în domeniul pentru care s-au pregătit și nu numai oameni cu deschidere spre universul copilăriei. Profesorul Stana n-a încetat o clipă să rămână copil, cum spuneam vestitul Brâncuși, marele artist, marele sculptor, într-una din cugetările sale. De când ai uitat să fii copil, ai murit de mult. Știți ce mi-a spus mie profesorul Stana când am picat examenul la arhitectură pe care l-am dat cu tupeu, fiind 19 locuri pe țară pe timpul lui Ceaușescu, la care concurau și străinii și mulți făceau liceu de arhitectură, iar eu mă pregăteam la materii care nu se făceau în școală la noi, adică geometrie descriptivă, perspectivă, materii care nu se fac în școală decât în liceu de arhitectură. Dar eu aveam guanga aia, frate, eu vreau la arhitectură, nu discutăm. Și știi ce mi-a spus când am picat? Zice, ține minte de la mine. Decât să fii nu neapărat un arhitect, un meseria slab într-un domeniu care nu ai reușit să ajungi acolo unde trebuie cu el, mai bine să fii hingier, dar să fii cel mai al dracu hingier din zonă. Da, asta este Asta mi-a spus un și semnal către nu știu dacă învățământul. m-am făcut hingher, dragii mei, dar eu cred că îmi fac bine meseria pe care o fac și o îndrăgesc, culmea, și mulți mă întreabă că acum mai scriu și versuri pentru muzică populară și mulți mă întreabă, dar de unde și până unde? Zic, mă, mai scris pe aici și pe acolo câte ceva, dar dragoste de literatură am avut întotdeauna. Lăsând la o parte reportajele din Vertical pe care le-am scris în presa scrisă și în Da. general în presa scrisă de ani mulți. Apropo de versuri, să știți că orientarea mea spre reportajul literar a început cu versul clasic, în Da? rimă împerecheată și Și încrucișată. încrucișată. Mi-aduc Și aminte îmbrățișată. și împerecheată, împerecheată, încrucișată. Da, și mi-aduc aminte că în unul dintre cele 8 volume ale Vremii aveam pe fiecare pagină catrene, 4-5 catrene, poezii Epigrame? inspirate. Am făcut și epigrame, doar Haideți să știți. ne apucăm de un concurs de epigrame. Eu așa am început prima emisiune. Da. Se chema Țara lui Papură Vodă la Păi nu antena. v-am luat premiile la el. Mi-ați luat premiile, dați-mi-le înapoi. Nu știu unde mai am epigramele de atunci. Le făceam repede așa. Și vreau să vă spun apropo de acele poezioare pe care erau încercări de dezvoltare a capacității de exprimare stilistică, artistică, Da, literară. da, da. Și le însoțeam cu câte o imagine desenată în carioca. Erau Da? inspirate din natură, Ce din viața frumos! omului, din preocupările locului, din geografia locului și așa mai departe. Și după aceea am început să scriu reportajul. Este un gen mai dificil de abordat, dar este unul care îmi place foarte mult și scriu cu ușurință și cu multă, multă pasiune. Se vede printre rândurile dumneavoastră pasiunea, clar. Da, mulțumesc, Și mulțumesc. n-ar avea cum să iese atât de frumos. Haideți să prezentăm cartea Da, ce vreau să vă arătați-o spun și la cameră. este una din cele Mai sus 4 cărți puțin. pe care le-am scris până în prezent. Da, se cheamă Aceasta este cartea de debut în volum de reportaj Adio frumoaselor zăpezi, apărută la editura Măiastra în 2013. și publicată în avanpremieră în Vertical. Da, că din 2010 susțin rubrica permanentă, nu este ușor să faci Imagini în o cuvinte. rubrică, da, imagini în Exact. cuvinte. De ce? Pentru că și cuvintele pot să prezinte imagini în măsura în care reușești să le înmănunchezi în expresii care să transmită cititorului acele reprezentări, acele trăiri, acele stări de bine de la care așteptăm și înnobilarea lui cu anumite sentimente pozitive despre semeni, despre viață. Asta e un fel de modelare comportamentală, să zic așa,
și afectivă și științifică, să zic, prin cuvânt, prin forța purificatoare a cuvântului, aș vrea să spun eu aici. Pentru că presa pe acest domeniu face bine. Nu sunt adeptul presei de scandal, a presei care dezechilibrează și distruge armonia internațională și armonia contextuală, societală. De asta v-ați îndreptat către noi, că suntem de acord cu opinia dumneavoastră și mergem pe această, și Păi, ca televiziune și ca ziar, pe da, această și cale vă felicit a pentru asta. binelui și a Da. lucrului, adică a lucrurilor bune, a lucrurilor pozitive, a faptelor bune făcute de oameni, că sunt o grămadă și puțin le arată. Din nefericire aveți dreptate și ar trebui ca A modelele, lucrurilor frumoase pe care le da, avem, ceea ce faceți modelele dumneavoastră acolo. pozitive ar trebui să primeze în viața individuală și în viața comunităților. E vorba de debutul l-am făcut în urmă cu mai bine de un deceniu, cu care prilej am publicat împreună cu Alexandru Doru Șerban, regretatul Alexandru Doru Șerban Colegul și meu de emisiune la antenă. regretatul Ion Tarbac, Dicționarul Scriitorilor Gorjeni. S-a continuat cu o carte științifică despre științele educației, pregătirea psihologică pentru examene, pe care am scris-o împreună cu specialiști în domeniu. E vorba de doamna profesor Olga Bărbuț și domnișoara profesor Claudia Crăciunescu. A urmat cartea de debut în volum de reportaj Adio frumoaselor zăpezi. Aceasta este ediția a doua, revăzută și adăugită. Prima a apărut în 2010 și al doilea volum de reportaj Descurs prin Roa Verde. Sunt în pregătire acum în lucru. A treia carte de reportaj, Ascultați, mai cântă motru, este o carte avertisment, interogația, exclamația și interogația din titlu vin în sprijinul acestei ipoteze, să vedem dacă motrul mai poate fi limpede, cristalin și Vorbim de curat, apă. cum era odinioară. E vorba de râul acesta care Râul Motru, care se cheamă delimitează Motru Sec undeva prin Padeș. undeva în munți, în zona carstică, dar el este motru viu și motru motru. Important este ca să creăm anumite atitudini pozitive, constructive, care să contracareze răul ce i s-a făcut în ultimul timp acestui râu, pentru că există riscul ca într-o foarte scurtă perioadă de timp să nu mai putem să îi zicem râului Motru și, din nefericire, putem să îi zicem chiar mortul. Pentru că face parte din complexul Cerna-Motru-Tismana, nu? Da, despre Se complexul colectează Cerna-Motru-Tismana la ați intrat iarăși Clocotici. în alte rădăcini ale Da, mele. Vreau să vă spun. e vorba de barajul de Da. la Clocotici, de la E vorba. Peștișani, Da, da? este. Da. Acolo vine la Tismana. La Tismana este galerie unde se intră la hidrocentrală. Deci Da. imediat în amonte de Mamunte de mănăstire mănăstire, da. există un canal care duce la hidrocentrala subterană, un tunel, și acolo se ia apă, se aduce apă din Cerna, din Motru și din Tismana. Iar de la, cred că de la Bistrița, de la barajul Clocotici, se aduce apă tot acolo, în Cerna, Motru, Tismana, sau se deversează, nu știu, știu că e o legătură între ele. Eu v-am lăsat să vă Să duceți zic ce până la știu. capăt ideea, Acum vă rog să spuneți noastră, dar în că se legătură pare că ați cu. cercetat. Nu am cercetat, am văzut la pas evoluția acestui complex, de la faza de proiect și până la faza de scânteie electrică. Am fost Punerea acolo, am în. fost la centrală. Dumneavoastră ați fost și ați văzut turbina acum cum Da, se rotește. da. Eu am fost când se săpa în stâncă. Aoleu, iar mi-ați dat înainte. Nu e vorba de timp aici, timpul. Apropo de vertical, Da. este săptămânalul care își respectă genericul vertical și, cum am spus în întrunirea noastră de colegiu de redacțional, este jurnalul care străbate cu minte timpul, Da. construind caractere și oameni frumoși, oameni care lucrează pentru bine, pentru starea de bine și armonie, starea favorizantă a lucrului frumos făcut, ca să spunem altfel de cum
spun mulți. Sunt oameni care spun că... Și bine făcut, pentru că da. De ce să nu recunoaștem, un om așezat întotdeauna a lucrat bine. Da, pentru categoric. Că este un om de bun simț și un om responsabil, iar oamenii responsabili și care fac foarte multă risipă de bun simț nu se apucă să lucreze de mântuială niciodată. Categoric. Niciodată. Trebuie să spun telespectatorilor un lucru foarte important și am mai spus-o în câteva emisiuni, dar revin și spun, pentru că poate sunt telespectatori care n-au apucat atunci să vadă sau se uită pentru prima dată la noi. Dragii mei, să știți un lucru foarte important. Dacă aveți cumva impresia sau ați auzit oameni care au impresia că a scrie de bine nu e un lucru bun, pentru că noi ar trebui să scriem numai de rău, adică să arătăm ceea ce noi, presa, să arătăm mai ceea ce nu se face bine, pentru că am fi câinele de pază al democrației, de acord, oricând fac o anchetă fără să mă uit în urmă, deci n-am nicio problemă dacă există un subiect care poate să facă bine în momentul în care îl scrii, adică să îndrepți niște lucruri, dar ceea ce facem noi, aceste materiale pozitive, exemple de bună practică, reportaje despre zone frumoase ale județului, istorie, să arătăm trecutul așa cum a fost, noi, muzică, poftim noi la Insat și la Vertical, vă face bine. În ce sens? Creierul uman, așa cum spune colegul meu Marius Pană la emisiunea lui Enciclopedia, care a câștigat teren mult în ultimul timp, cu toate că e cea mai nouă emisiunea noastră, este invadat de rău. Este tot timpul încorsetat de probleme. Și citind ce scria un psiholog și a mai arătat asta odată, spunea în felul următor: ține un pahar de apă un minut în mână, poți? Normal că poți. Ține-l două zile. Poți? Nu poți. Ăsta este stresul, dragii mei. Ca să nu... Dacă mai lași paharul jos la fiecare minut, poți să-l ții timp de două zile. Dacă îl lași jos la fiecare minut sau la două sau la trei. Ce înseamnă asta? Că trebuie să existe momente în care să uitați de tot ce aveți probleme. Dar de tot! Și în care să vă concentrați pe ceva care vă place, care vă e drag. O persoană dragă, un articol frumos, un loc frumos în care vizitați și, uite, citiți la domnul Ion Elena despre satul Sohodolul de Tismana și vă duceți acolo și stați în liniștea aia și în verdele ăla și în albastru ăla și uitați de tot, dar vă rog eu frumos să uitați de tot, să nu vă lăsați mintea să se ducă nici la bancă, nici la datorii, nici la întreținere, nici unde. Stați acolo o oră și o să vedeți că puteți să o luați de la cap ca și cum n-ați avut, deci scăpați stresul, trebuie oprit din când în când. Și îl opriți cu genul ăsta de materiale. De exemplu, o vizită, citirea unui articol plăcut, ascultarea unei muzici care vă place. Nu trebuie să stați mult în starea asta. Doar atât cât să lăsați paharul jos, să aveți timp să odihniți creierul. Nu mergeți la psiholog decât puțin dintre dumneavoastră, nici la psihiatru. Dacă nu lăsați nici paharul jos, mintea, din păcate, o ia razna. De asta avem sinucideri, de asta avem crime, de asta avem bătăi, foarte multe. Din nefericire, asta este o realitate care câștigă teren în ultima vreme. Asta e motivul pentru care ceea ce facem noi este extrem de util. Da. Nu este doar așa. Băi, lumea nu mai poate de probleme și voi o ardeți în muzică și povești frumoase și oameni care fac bine. Asta vă face bine dumneavoastră la creier. Să continuăm. Și să ne mai întoarcem puțin spre, rog, rădăcini, spre rădăcini și spre momentul admiterii la liceul pedagogic. Vreau să vă spun că tatăl meu, om modest, miner, la Motru, în mină, m-a adus și m-a lăsat... În subteran? Subteran, wow. Șef de schimb, da. Nu-mi spuneți care... că am promis că nu mă mai duc niciodată în mină după ce am fost o singură dată. Un om care dată. Tăia în stratul de cărbune. Am fost pur, acolo jos. Curat, la mina Ploștina. La Ploștina? Da. Stați un pic, acolo am fost eu în subteran. Și am promis că nu mă mai duc niciodată. E îngrozitor. Când a fost acea grevă a minerilor din Motru, intrase în concediu
A mai lucrat puțin și după aceea s-a îmbolnăvit și a murit foarte tânăr, la Om, 56 de ani. pare rău. O boală profesională l-a răpit. A lucrat foarte greu și era un Ce om boală serios. profesională? A fost un cancer osos. Să revenim în timp și m-a lăsat la o bunicuță în casă, în gazda aici și mi-a spus să învăț, să fiu serios și să iau examenul. Am participat la pregătirile care se făceau la liceul pedagogic cu profesorii liceului timp de o săptămână împreună cu colegul meu, profesorul și fostul primar al municipiului, Petre Nanu. Poate să povestească oricând, de atunci ne cunoaștem. Am fost la pregătire în fiecare zi, mi-am luat notițele respective, mi-am consolidat ceea ce știam, am intrat la examen cu buletinul, cu mintea și stiloul și am venit pe locul al 10-lea din aproape 70 de reușiți, din candidații care au fost aproape 10 pe loc, la specializarea învățător. Nu mi-e rușine, pe diploma mea nu scrie diplomă de bacalaureat, pe diploma mea scrie diplomă de învățător. Ce frumos! Am făcut 5 ani liceu pedagogic, liceu vocațional, liceu de specialitate în vremea respectivă, pentru că elevii care, absolvenții de gimnaziu care voiau să candideze la acest liceu erau întâi selecționați aptitudinal. Era vorba despre aptitudini muzicale și aptitudini artistice, da? declamative, ca de să fii recitare. Învățător? Da, trebuie să ai aptitudini. Așa ar trebui realizată selecția pentru aproape toți cei care lucrează în educație, ca să avem un sistem performant. Da. Și vreau să spun că am fost selecționat aptitudinal. Am trecut aceste probe și nu am plătit nicio meditație niciodată. Pentru mine m-am meditat singur și cu profesorii de bună credință și redutabili în profesiune, cu care sunt mândru că i-am întâlnit, de la care am învățat foarte mult și despre care nu mi-este rușine niciodată să vorbesc cu admirație. Noi am încetat să mai admirăm valorile, dimpotrivă le izolăm, le marginalizăm, le intimidăm. Da. Și asta ne este răsplata, între ghilimele, pentru felul în care țara nu merge. Nu merge pentru că nu mai avem o scară a valorilor, nu mai așezăm locul la locul potrivit, omul potrivit, avem nevoie de profesioniști, nu de impostori, în punctele de decizie ale societății. Până când nu vor realiza acest lucru, țara asta nu va reveni de pe panta prăbușirii. Noi nu oprim căderea. Mi-aduc aminte de romanul din vremea comunismului al lui Grigore Zanc de la Cluj, Cădere liberă, când socrul minciunii era atât de puternic încât nimeni nu îndrăznea să-l spargă și să scoată de acolo, de dincolo, de zidul minciunii adevărul, pentru că era crud. Dar s-a văzut mai târziu unde ne-a dus minciuna. Și acum se întâmplă aproape la fel. Este bine să ne calăm și să ne structurăm pe valorile perene, pe valorile pozitive și să lucrăm de pe socul binelui, viitorul personal și viitorul societății. După ce am terminat liceul pedagogic, am vrut să fac facultatea de jurnalism. Oh. Dar nu am putut să trec de cabinetele de la București pentru că nu voiau să aibă intelectuali la examene, ci muncitori la origine. Ori eu, originea mea, da, eram cea de muncitor, dar originea se referă la părinți, da. Etimologii vorbind. Da, da. Nu eu trebuia să fiu muncitor. Dacă eu eram intelectual atunci cum era privită adică intelectualitatea liceul pedagogic și eram învățător în Târgu Jiu pentru că am avut o medie de absolvire mare. Uh-huh. Și cei care au obținut pe vremea aceea medii mari la absolvirea liceului erau repartizați în orașe direct. Sau... Mm-hmm. Da. După și aceea... aveați un defect, erați intelectual, nu? Da. Mi-am continuat cariera și am absolvit între timp facultate de științe juridice de la Universitatea Constantin Brâncuș, master în managementul educațional, post-universitar în psihopedagogie specială, un alt master în psihologie
Ia De uite. fapt, liceul pedagogic este un liceu cu o curriculă foarte încărcată în științe ale educației, în metodici pentru predarea tuturor disciplinelor, o școală solidă pentru cei care trebuiau să facă educația timpurie în școala românească. Și s-a văzut și se vede și astăzi că unde sunt absolvenți de liceu pedagogic la bază, sistemul educațional este pe mâini foarte bune și sigure. Da, din Și se păcate sunt vede. și foarte mulți care n-au nicio treabă cu... și predau. Sunt foarte mulți și asta trebuie să ne dea de gândit. Și să revenim la Cernamutru Tismana. Revenim la Cernamutu Tismana după ce vom spune, mai ales că ați prezentat așa evoluția dumneavoastră în timp ca și profesionist Evoluția în carieră, da. în carieră, că acum sunteți directorul... Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională, o instituție Niciodată subordonată n-am ținut minte Ministerului cum se cheamă. Educației și Cercetării Științifice, o instituție relativ nouă, are doar un deceniu de existență, o instituție care se ocupă cu asistența psihopedagogică și terapia tulburărilor de limbaj în învățământ. Cred că sunteți omul potrivit la locul potrivit. Nu pot să spun eu asta. Așa cred Beneficiarii eu. serviciilor instituției noastre pot să spun acest lucru. Nu, cunoscându-vă ca om și ca Sunt un om pregătire. serios și responsabil în tot ceea ce fac. Și ați făcut Gândesc de pedagogicul. 10 ori și acționez o singură dată, dar bine. Nu sunteți, da, dar nu sunteți doar, aveți calitatea de a administra această Nu. instituție, ci chiar sunteți pregătit în Sunt domeniul respectiv. implicat în toată profunzimea obiectivelor acestei instituții și consider că CJRAE, cum mi se spune pe scurt, aceste instituții, luată așa cum își are ea misiunea, este instituția care vine cu semnale pentru ceea ce este în dificultate în sistem și are misiunea de a asigura tuturor celor implicați în actul educațional egalitatea de șanse, o educație de calitate, adică să vedem în ce măsură copilul cu dizabilități sau copilul dezvoltat normal sau, eu știu, chiar și cel supradotat, poate să depășească Sau anumite cu probleme momente dificile. psihologice. Păi aici sunt copiii cu cerințe educaționale speciale, Exact. pentru că există momente în viața școlară, cât și în viața obișnuită, cotidiană, în viața de familie, în viața personală, care trebuie foarte bine gestionate și uneori persoanele aflate în dificultate nu reușesc să depășească și atunci e nevoie De multe de, ori da, nu reușesc. nici e vorba și de copii și de adulți de toate vârstele, e nevoie de sprijinul, de intervenția unui consilier școlar. Activitatea de consiliere în mediul școlar se rezumă doar la consiliere școlară. E adevărat că mulți dintre consilierii noștri și-au luat și acele atestate și pot să practice și activitatea ca psiholog. Este o activitate extrem de importantă pentru armonia din sistem, pentru echilibru și stabilitate în interrelaționarea factorilor implicați în educație, e vorba despre profesori, despre elevi, e vorba despre parteneri în educație, părinți, chiar și despre comunitate, membrii comunității, pentru că dacă nu privim educația în viziune globală, toată implicarea ei societală, organizațională și individuală și o privim fragmentat, niciodată nu o să avem o societate civilizată, o societate calată pe valori perene, valori care să asigure dezvoltarea, starea de bine, echilibrul și să zic, motivarea pentru a face ceva, a face ceva bun Bun, și a corect. contracara răul. Am dezvoltat o serie întreagă de proiecte și mi-aduc aminte unul care chiar viza starea de bine în rândul elevilor din învățământul liceal. Nu mai dezvolt proiectul, ci multe alte proiecte pe care le-am pus în aplicare și le-am implementat cu ONG-uri, cu Da, aș vrea să știu doar universități. atât. Care e starea de bine? Ce concluzie ați tras? Este, există stare de bine sau care e gradul de stare de bine la elevii din liceu? Ce concluzie ați tras în urma proiectului?
Vreau să vă spun că elevii implicați au fost din acele licee situate în zone defavorizate sub anumite aspecte ale dezvoltării sociale, al stării economice, al familiilor din care provin, al structurii populației. Vreau să vă spun că această stare de bine există, dar ea trebuie cultivată în continuare. Și aici sunt foarte mulți actori care sunt implicați. Iar noi, prin acest proiect, am format o parte din consilierii școlari, o parte din profesori, mă refer la diriginții, la managerii grupurilor edukogene, o parte din elevii claselor respective, pentru ca ei, la rândul lor, să-l dezvolte și alte activități în care grupurile țintă să fie elevii, profesorii și părinții. Să prindem toată comunitatea și să dezvoltăm acele abilități care să mențină această stare de bine. Să o păstreze și chiar să o și apere în anumite situații. Că tot vorbeam de stres și de problema cu Managementul stresului este nemersul la un psiholog. alt aspect care necesită foarte multe comentarii și cred că Nu ne ne ducem trebuie cel către el. puțin o emisiune. O Nu ne emisiune ducem cel către puțin. el, mergem la cea mai Da. mătru tizmana și la Dar istoria vreau și să vă la spun povestea Motrului. că, da, legenda Motrului, Muntele Frumosul, este în această carte. Cerna Motru Tismana. Eram elev de liceu, iată că liceul pedagogic m-a format nu numai ca învățător, mi-a dat posibilitatea în timpul liceului să-mi dezvolt un hobby, acesta de a scrie la ziar. Și vreau să vă spun că profesorii chiar susțineau elevii cu astfel de înclinații. Eram prezent în redacția Gorjanul, Gazeta Gorjului pe vremea Se chema respectivă, așa, da. unde am fost format între ale reportajului și ale publicisticii de magistrul Manoniu, regretatul Regretatul. magistrul Manoniu, care a format și poeți și scriitori în jurul. Era o școală, era un atelier de lucru în jurul acestui om deosebit, un om deosebit. Ar putea să scriu un roman despre acest om. Vreau să vă spun că am și un blindus romanii în Da. manuscris. Urmează să-l regândesc și să-l public, pe care l-am scris la sfârșitul liceului. Deci la 20 de ani romanul era scris. Cu Ceea ce mașina nu. deschisă a primarului din Padeș. Da. Da, eu știam să scriu la mașina deschisă înainte ca Nicolae Ceaușescu să aibă legea mașinilor deschise. Nu vă povestesc o altă istorioară cum am reușit să am autorizație de mașină deschisă, cum era Chiar pe timpul așa. lui Ceaușescu. Chiar E de așa. vorbit, da. A lucrat subversiv. Nu, Nu? niciodată am V-ați lucrat cu dat cărțile pe autorizație față și direct. mi-am asumat răspunderea. Da, nu mi-au dat-o pentru că prin bonul de cumpărare am demonstrat că data cumpărării mașinii este înainte a apariției legii. Și Păi de prin. unde ați cumpărat-o dacă nu exista lege pentru mașina deschisă? Păi am cumpărat-o din București, dar o mașină deschisă și pe vremea aceea se La lua un cu pile. magazin? Da, la Bucurobor. Cel mai mare din țară la vremea respectivă. Adică Iar mașina este, o păstrez și acum, că este știu un. că tipografiile erau Da. niște chestii. Este ca un suvenir micuță, o puteam lua pe șantier în munți, să o pun pe genunchi și să scriu la ea. Se numește Flying Fish, peștele zburător și este chinezească. O păstrez, o am și sunt mândru de ea. Multe, sute de articole am scris. Acum am depășit mii de articole scrise de când colaborez la presă, la foarte multe ziare și reviste. E greu să le enumăr câte sunt. Mi-aduc aminte că, elev fiind, am scris în Cutezătorii la un concurs un reportaj. Mi-aduc aminte titlul Ecoul unui glas suprem constructor de stele. Era vorba despre constructorii hidroenergeticieni din Cerna Motru Tismana, Ce cu care tare! am luat mențiune, locul 4 pe Pe țară. țară. Și s-a publicat în Da, Cutezătorii. și am Aia primit era premiu. revista noastră de Da. căpătăi, adică Am primit aveam premiu în abonament la stilou Cutezătorii. chinezesc Hero cu peniță de aur și eram venit Era în cel șase mai cutii. tare În a șasea stilou. cutie l-am găsit. Îl păstrez și acum ca Da? suvenir. Da. Ce frumos! Și după aceea, în timpul liceului, colaboram, scriam la Gazeta Gorjului, la Scânteia Tineretului și la Radio Craiova.
și am terminat liceul cu aproape 30.000 bani de lui Ceaușescu pe cec. Eu. Tata nu avea, De unde avea era, tatăl său suntem patru bani? frați, din Ce ați făcut scris. în ultimii 5 ani? Din scris am și Păi cine vă acum, plătea? păi da, redacțiile respective. Iată ce înseamnă să-ți Pe dezvolți timpul lui capacități Ceaușescu vă antreprenoriale. Da, pe timpul lui plătea Ceaușescu. la Vă bucată. pot arăta mandatele poștale de la Radio Craiova, mandatele poștale și în arhivă se găsesc și statele pe care semnam la Gorjeanu de ridicarea banilor, la Gazeta Gorjului. Iată cum eram motivat, iată de ce voiam eu să dau la jurnalism. Vreți să știți că eu, ca și elev în vremea respectivă, am adus carul de reportaj de la Radio Craiova și am înregistrat corul pe patru voci dirijat de profesorul Vasile Ciroianu, care a luat premiul întâi pe țară la festivalul Vidu de la Caransebeș. Ce frumos! Și o lună de zile Radio Craiova transmitea piesele corale ale corului pe patru voci de cameră de De la Liceul la liceu Pedagogic. pedagogic. Da. Ce frumos! Plus altă pâlpâire de cultură în liceu, mare. Cenaclul literar al Batros, coordonat de ilustrul profesor Eugeniu Velican, la care nu-l aveam profesor la clasă de limba română pe domnul Eugeniu, dar îl aveam la cenaclul și ne întâlneam acolo. Era o școală de literatură, de creație. În cadrul liceului. Câte cenacluri literare mai avem acum în școli? E, vreau unul. Câte reviste Nici școlare mai unul. avem acum, că anul acesta, în vara aceasta, o singură revistă școlară a mai luat loc întâi pe țară, Murmurul Jiturilor de la Mătăsari. Ia uzi. Restul nu mai știu nimic. Ca să vă spun de ce am fost eu alungat să nu fac parte din niciun juriu privind Tinerile Condee și De ce? reviste școlare, eu care am făcut managementul unei reviste școlare, Jurnal 11, cu 9 titluri de laureat pe țară. Am făcut-o cu pasiune, cu plăcere. Am fost redactor șef la revista Învățăturii Migorjene, revistă de specialitate, revistă a profesorilor. De ce? Pentru că noi la ora asta marginalizăm valorile, nu spun eu că sunt valoare, și promovăm impostura. Plagiatul, Da? panefănică. Da. Iată, cam asta este o scurtă istorioară. Mai avem 3 minute, ne povestiți cu motru. Așa, ce să vă povestesc? Nu mai stabilesc pe arcul timpului exact data, dar a fost înainte de 72, când am asistat împreună cu oamenii politici ai vremii. Atunci era prim secretar al județului Gheorghe Paloș, și cu o echipă de ziariști de la Radio Craiova, Mircea Poțpai, Lucian Zati, oameni vestiți ai presei, am participat la evenimentul de străpungere a galeriei care aduce Cerna în Motru, Motru în Tismana. Se întâlnesc jos la Tismana, în cetatea subterană pe care eu am descris în reportajele mele, turbinele alea făcute la Reșița, de specialiști români, nici de cum import. Și unde am dus eu englezii pe proiecte Comeniu și le-am arătat minunea. Nautilus, a zis eu, din Jules Verne, un fel de uzină subterană, și au spus că au și ei așa ceva, dar nu la dimensiunile acestea. Ia uzi. Și apoi, cei care au venit dinspre Cerna s-au întâlnit cu cei care au venit dinspre Motru cu o deviere de 1,3 cm de față de axa proiectului, record Prin mondial pe vremea munte, respectivă, practic. prin munte, da. S-a spart sticla de șampanie, am trecut pe sub munte la Cerna, acum locul acela, tăpșanul acela de stâncă este sub lac, și am venit după aia înapoi. Șeful de proiect, inginerul Florin Constantinescu, după ce s-a terminat complexul, am aflat că a emigrat în Canada. Dar nu vă mai povestesc și alte istorioare, când am stat la 6 km sub pământ în galerie, cum purgeau șiroaiele, izvoarele subterane pe mine, eram în pelerină, cum am În înregistrat pe beznă. Dan Bezna, am stat acolo, am ieșit, cum, iată cum participam ca elev de liceu la experiențe profesionale, în focul muncii, în câmpul muncii, În calitate de reporter școlar sau ce în erați? calitate de reporter trimis de un ziar Ziar de, da, Gazeta și da, Gorjului. înregistram cu un reportofon pe care abia îl duceam pe umăr, că era foarte greu, și m-am dus și am înregistrat cu inginerul Romeo Săliște, care acum este aici pe Jiu și poate să-și amintească, Da, pe descărcătorul e de ape mari de directorul de la Valea la Mare, mi s-a rupt Chiria. banda, am înfășurat-o pe un cocean de porumb, am luat și m-am dus cu ea cu autobuzul la Radio Craiova, am fonotecat-o și a apărut reportajul în direct. Extraordinar, parcă De nu-ți ce m-am vine să urcat crezi. pe descărcătorul de ape mari la Valea Mare, în lac se poate vedea, pentru ca să am jos vuietul apelor, să avem o sonorizare. Extraordinar. Da.
Extraordinar. Cum Astea sunt erau? lucrurile pe care le făceam eu ca elev de liceu. Iată, nu știu ce fac alți elevi de liceu acum. Stau pe Facebook, Facebook. butonează la telefon pe stradă și e cât pe aici să dea Să cu dea cu capul în capul în stâlp, stâlp. da? Rețele de socializare, am spus, plus faptul că există în școală în timpul orelor, vreau să vă spun, telefonul destabilizează sistemul, dar nu destabilizează sistemul în primul rând, destabilizează persoana emoțional și sistemul, adică relațiile le denaturează, relațiile normale, deci nu mai se stabilizează relații normale în cadrul grupurilor și în organizația respectivă. Acest telefon, câte minuni, între ghilimele, rele, pleacă de la acest telefon. Instabilitatea emoțională din sistem pleacă de la această jucărie modernă, această tehnologie, pentru că se produce deturnarea de sens. El se duce la școală nu cu gândul la școală, el se duce că la ora cutare trebuie să sune mami sau altcineva sau că trebuie să sune el, trebuie Să să dea mai un stea mesaj și așa mai cu departe. tare Și de atunci, vorbă. cum să nu avem noi Deci nu rezultatele mai pe stați care le pe avem la Facebook BAC? tot timpul, da? Nu, e Da? Bine. Facebook-ul, eu invit pe toți să intre pe pagina mea de Facebook Că și să, aveți. și am aproape 5.000 de prieteni virtuali, să vadă ce am acolo. O să se delecteze cu imagini, În fotografie, că este cuvinte. alt hobby al meu, altă pasiune, imagini în cuvinte, cu maxime și citate celebre, cu anumite texte care dezvoltă cultura generală și întăresc sub aspectul cunoașterii personalitatea. Felicitări Mulțumesc! pentru omul care sunteți. Mulțumesc! Mulțumesc pentru prezența Și eu noastră. vă mulțumesc! Scuze, colegul Gică, am intrat peste emisiunea ta. Dragi telespectatori, mulțumesc pentru atenție. La revedere!